Dragă familie, am ținut neapărat să fim cu dumneavoastră în această zi și din partea familiei noastre, din partea grupului Speranța, din partea misiunii Speranța, dorim ca Dumnezeu să vă mângâie și pentru noi, cei care am rămas, nu rămâne decât să continuăm să slujim pe Domnul. Știm că dacă pe acest pământ vom sluji pe El, ne așteaptă o mare răsplată și cei care probabil nu l-ați cunoscut foarte bine pe fratele Ovidiu, ar vrea să știți că puteți să-i vedeți inima lui prin cântările pe care le-a scris, pentru că știu că tot ceea ce a scris a izvorât din inimă și chiar dacă pe acest pământ viața este grea, știm când vom pleca din lumea aceasta, vom fi cu cel care l-am slujit o viață întreagă. Vreau să cânt această cântare, o cântare care am privit la copilărie, am privit la viața aceasta și alergarea aceasta pe acest pământ, care, mai ales o viață de slujitori, este o viață, nu este ușoară, dar ceea ce facem, face cu pasiune, pentru că știm când vom pleca dincolo. Dumnezeu ne va spune, bine ai venit acasă și El ne va aștepta cu brațele deschise. Amin. Nu voi uita nici când ce în inimă s-a întipărit. E mama mea, e vocea ei ce m-a iubit. Când seara se lăsa în sat și înspre casă alergam grăbit, ea mă aștepta și-mi spunea, bine ai venit. Bine ai venit acasă, fiu iubit. Masa e întinsă și totul am pregătit. Te-am așteptat să vii știind că ești obosit. Bine ai venit acasă, fiu astăzi tot aleg, dar știu că va veni o zi când alergarea mea de acest pământ se va sfârși. Îl voi vedea pe Dumnezeu ce atât de mult m-a iubit. El îmi va spune cu glasul lui, bine ai venit. Bine ai venit acasă, fiu iubit. Masa e întinsă și totul am pregătit. Așteptat să fii știind că ești obosit. Bine ai venit acasă, fii iubit. E seara spre asfințit, sunt tot mai aproape de casă, sunt tot
mai aproape de El. Când voi auzi vocea duioasă, bine ai venit acasă, fiu iubit. Masa e întinsă și totul am pregătit. Am așteptat să vii, știi că ești obosit. Bine ai venit acasă, fii iubit. Bine ai venit acasă, fii iubit.